Un accident rutier s-a produs astăzi pe calea Timișoarei, în drobeta Turnul Severin. 5 autoturisme au fost implicate, dintre care 4 au fost staționate și unul în mișcare. Accident rutier în lanț, în drobeta Turnul Severin. Un bărbat ce conducea un autoturism pe calea Timișoarei a pierdut controlul mașinii și a acroșat alte 4 autoturisme ce erau staționate. Din surse neoficiale, bărbatul i-ar fi venit rău la volan. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. S-a petrecut un accident rutier în care au fost implicate 5 autoturisme. În momentul de față se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurilor accidentului. Deocamdată, din primele informații, nu putem să vă spunem cu exactitate, încă se fac cercetări. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare din culpă.